Mai scurt vorbind, monstru la mine acasă. Era marți, eu stăteam, mă uitam la un serial. Serialul era interesant. Mai privind o lecuță, se aude un zgomot. Oare ce-o fi? Am pus filmul pe pauză și când am dat să mă uit pe geam, am văzut asta. Eu m-am speriat, nu înțelegeam cine, ce caută la mine în ogradă și unde s-o dus, dar dacă vine la mine. Și până aici ne-a fost, am zis că în caz ceva, mai bine să mă ascund. Las mai bine să fiu fricos decât mort. Mă uitam unde aș putea să mă ascund. În șcaf? Nu, aici mă va găsi ușor. Sub pat? Nu, acolo eu nu încap. M-am ascuns în dulap. Stăteam și mă stăruiam să nu respir, dar el parcă n-avea de gând să vină. Am decis să ies, poate el dam nici nu la mine, dar eu stau ca prostul în dulap. M-am uitat în cei pe geam, nu se vedea. Mă gândeam să ies afară, să mă sigur că nu-i, dar înainte de asta să iau ceva să mă pot apăra. Am venit încet la bucătărie, m-am uitat toată pe geam, am luat lepioșca, ne-a făcut crușii și... Nu puteam. Am venit iar la geam, m-am uitat, parcă tot curat. Am venit la ușă, am întins mâna, e o leac tremura, am deschis-o, am scos încet capul, nu vedeam pe nimeni. Mi-a stat mai ușor, am scos corpul. M-am uitat în ogradă, în hambar, în beci, în pod, în viceu, la câini, la găini, pe casă, nu vedeam pe nimeni. Cred că când m-a uitat pe geam la el, m-a speriat cu privirea. Am intrat înapoi în casă, în cameră și la serial, îl priveam mai departe. Sex ocupat. Am ieșit afară, nu știam în care direcție să o iau. Am fugit în hambar, am vrut să-mi cui ușa, dar nu erau cheile. M-am enervat, am luat un șocan și m-am ascuns. Stăteam liniștit, m-am uitat încet pe geam, el se deplasa fix spre mine. Inima bătea ca după 10 benzi energizante. Deja era la ușă. O deschis-o, o intrat, s-o uita prin părți, pe mine nu m-a văzut. S-a dus în camera cealaltă, asta e șansa mea. Am zis repede să ies și să fug după ajutor, dar aproape de ieșire, el m-a văzut și a luat-o repede după mine. Eu am ieșit și repede am închis ușa și o țineam să nu iasă. El vroia tare să o deschidă, ba chiar aproape deschidea. Parcă s-a oprit, m-am uitat pe geamul la ușă, el sfășea viteză, să spargă ușa. Eu am fugit, am ieșit în drum, m-am dus la un vecin, strigam ajutor, nu ieșea nimeni. Am dat foc mai departe și aici...